salutare tuturor, numele meu este Alin. Astăzi vă propun un exercițiu din reeducarea posturală globală, adaptat, bineînțeles, pentru execuția lui acasă de către fiecare în parte. Este un exercițiu care are ca și scop principal prevenirea posturilor greșite pe care le putem face în timpul statului prelungit acasă. Nu trebuie să uitați că suntem într-o perioadă în care trebuie să stăm foarte mult în casă, iar lipsa activității sportive, lipsa inclusiv a activităților noastre uzuale, cum ar fi mersul la piață, mersul la cumpărături, mersul la ședințele de not sau la ședințele de dans, absolut fiecare dintre ele pot contribui la o agravare a stării noastre de sănătate. Când vorbesc de agravare din punct de vedere al kinetoterapeutului, agravarea înseamnă, în cazul copilului, apariția deficiențelor posturale sau apariția obezității, iar în cazul adultului, apariția durerii. O durere care poate fi dată sau o deficiență posturală care poate fi dată de pozițiile greșite, mai ales în canapea, mai ales cu telefonul în mână, mai ales la laptop sau la tabletă, pentru că în această situație, de cele mai multe ori se pierde în primul rând poziția corectă a capului. Dacă ne gândim la o poziție corectă a capului, imaginați-vă că inclusiv eu ca terapeut am pierdut această luptă și capul meu este destul de mult anteriorizat. În mod normal, atunci când capul se află într-o poziție corectă, forța de tracțiune pentru zona cervicală sau greutatea capului pentru zona cervicală este undeva la 4,5 kg. Cu cât ducem capul mai în față, cu atât forța de tracțiune pentru vertebrele cervicale crește și nu trebuie să nu ținem cont, se poate chiar tripla. Asta înseamnă că atunci când stăm pe telefon într-o poziție ca asta sau pe tabletă într-o poziție ca asta sau la calculator într-o poziție ca asta, mult timp, greutatea capului pentru vertebrele cervicale poate să depășească 15 kg. Lucru care de cele mai multe ori poate să facă rău corpului nostru. Dacă ești copil, poate să facă rău, pentru că o deficiență posturală adaptată la condițiile de lucru este o deficiență posturală care nu mai poți corecta decât foarte greu prin exerciții. De asta este foarte bine să nu ajungi la ea. Dacă ești adult, acest tip de poziție anterioară a capului îți poate da dureri de cap destul de brutale, dureri interscapulo vertebrale, dureri de mâini și, de ce nu, o oboseală destul de precoce. Ceea ce vă recomand în clipul de față este practic un exercițiu foarte simplu, un exercițiu în care aveți nevoie poate maxim de o oglindă în fața voastră și de un perete în spatele vostru. Trebuie să măsurați de la călcâiele voastre circa 3 degete în care să vă poziționați practic călcâiele. Este un exercițiu pe care vă recomand să-l faceți permanent în ciorapi, adică nu în adidas, ca să controlăm cât mai bine postura, trebuie să avem un control foarte bun la nivelul tălpilor, un control proprioceptiv, în care corpul să știe cum să-și adapteze funcția și poziția în raport cu pământul. După ce ai măsurat cele 3 degete de la perete până la călcâiele tale, te invit ca toată greutatea corpului tău să sprijini pe zid. Este momentul în care, practic, umerii tăi ar trebui să atingă zidul, momentul în care capul tău ar trebui să atingă zidul și momentul în care, dacă ai avea o oglindă în față, ai putea să vezi ce stă, practic, inegal în corpul tău. Dacă ar fi să vă gândiți la mine, imaginați-vă dacă umărul meu drept ar fi mai sus, văzând asta într-o oglindă, o să trag umărul drept mai jos ca să-l aliniez lângă cel stâng. La fel și cu stângul, dacă este cazul. Dacă văd că poziția mea confortabilă ar fi asta, implicit ar trebui să lipesc mâinile cât pot de mult pe zid. Este momentul în care, practic, bărbia trebuie să stea într-o linie orizontală. Nu trebuie să stea nici așa și nici un caz în poziția asta. Tot timpul bărbia trebuie să se mențină într-o poziție orizontală. De aici încolo fac o flexie ușoară a genunchilor, flexie care îmi va permite să, din abdomen, să lipesc puțin mai mult vertebrele lombare de zid. Este momentul în care pot să mențin această poziție uitându-mă într-o oglindă sau ascultând o melodie care îmi place pe parcursul a 2-3 minute. Ce fac de aici încolo? Practic, trag de bărbie cât de mult pot în zona orizontală, încerc cât mai mult posibil să duc umerii în aceeași linie uitându-mă în oglindă, iar dacă văd poziții în mine, în oglinda în față, care stau ușor scoase din axul corpului meu, nu fac altceva decât să corectez aceste poziții din ceea ce văd în oglindă. Dacă ar fi să vă recomand acest exercițiu, este bine să-l faceți cel puțin câte 2-3 minute, hai să zic așa, cam de 2 ori pe zi. Este un exercițiu care, ca și obiectiv principal, are un obiectiv de a îndrepta spațiile intervertebrale, de a decoapta spațiile intervertebrale și de a crea o elongație la nivelul vertebrelor coloanei vertebrale, a întregului segment al coloanei vertebrale.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu este ca o elongație pasivă, adică nu este nici ca elongația din masă de elongație și nici ca elongația când stăm în atârnat, este o elongație permanent activă pe care noi cu corpul nostru o facem pe tot parcursul exercițiului. Nu uitați, 3 degete față de zid, mâinile sprijinite pe zid, capul sprijinit pe zid. Din această poziție, îndoi genunchii atât de mult încât să pot să lucrez puțin zona lombară, adică să pot pe cât posibil să lipesc zona lombară de zid, țin umerii în linia cea mai corectă, mă uit într-o oglindă și văd care este umărul mai sus și îl pun în aceeași linie cu celălalt și trag de gorgie în jos. Este o poziție hipercorectoare pentru postura noastră, de cele mai multe ori foarte solicitantă dacă este făcută corect, iar în momentul în care ajung într-un punct maxim în care nu mai pot să corectez nimic, e bine ori să stau să număr până la 60, ori să ascult o melodie de circa 2 minute, ori de ce nu, să încerc să trag cât mai mult în jos de mine. Nu uitați, 2 reprize, a câte 2-3 minute și credeți-mă că o să mulțumiți. Dacă vă plac clipurile mele, dați subscribe la canalul nostru de YouTube și o să ne vedem curând. Mulțumesc!